Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Bună dimineața, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la încă o ediție a emisiunii Scutul Patriei, aici pe frecvența Radio Moldova. Sunt Steluța Moscalciuc, iar împreună cu regizoarea Domnița Jechiu, vă invităm să stați pe recepție 30 de minute, minute care, sperăm noi, vă vom ține trează atenția. Rămâneți aproape! Anatolie Nosată este noul ministru al apărării. Oficialul a fost prezentat Corpului de Comandă al Armatei Naționale de către președintele Republicii Moldova, comandant suprem al Forțelor Armate, Maia Sandu. La eveniment a fost prezent și prim-ministrul Natalia Gavriliță. În cadrul ceremoniei de investire care a avut loc la sediul Instituției de Apărare, președintele Maia Sandu l-a felicitat pe Anatolie Nosatăi cu prilejul numirii în funcție, specificând că acesta dispune de experiența necesară în domeniul apărării și l-a asigurat de toată susținerea în realizarea obiectivelor pe care și le-a propus. E nevoie să ducem la bun sfârșit transformările pe care le-am semnificativ în resursa umană și să prețuim resursa umană. E nevoie să îmbunătățim capacitățile tehnice. E nevoie să construim o armată care să poată să asigure securitatea cetățeanului, care să poată să apere cetățeanul, să asigură că o echipă puternică, sprijinind oamenii în baza de meritocrație, sprijinindu-i pe cei care muncesc mult, susținându-i, o să reușiți să faceți față acestor provocări. A spus șeful statului Maia Sandu. La rândul său, noul ministru al apărării a menționat că își va orienta eforturile spre îndeplinirea tuturor dezideratelor care se referă la modernizarea structurii de apărare în conformitate cu legislația în vigoare. Cum mă rog să mă regăsesc astăzi aici, alături de voi, în familie militarilor și angajaților civili care au avut ocazie, parcursul multor ani, să privesc în interesul țării. Acum voi activa și voi munci pentru a readuce lucrurile în normalitate, în conformitate cu legislația națională și prevederile actului militar. O să fie pentru cineva greu, cine o să încadreze regulilor, o să continue militarile, cine nu, o să regăsească noastră. Dar am încredere pe deplin în profesionalismul dumneavoastră și devotamentul față de țară. Ministrul apărării Anatolie Nosată. În context, ex-ministru Victor Gaiciuc a subliniat că a fost onorat să dețină funcția de ministru al apărării și să pună în practică unele proiecte benefice pentru întreg efectivul instituției. Am cunoscut militari profesioniști care știu să-și facă meseria bine, indiferent de circunstanțe. Îmi încheie al treilea mandat de ministru al apărării. A fost o perioadă plină de provocări, dar și de realizări. O experiență pe care am trăit-o alături de o echipă consolidată de oameni dedicați valorilor și jurământului față de patrie. Pe această cale aș vrea să le mulțumesc din suflet tuturor pentru susținerea oferită în realizarea obiectivelor pe care mi le-am propus la începutul mandatului. Armata și bunăstarea militarilor întotdeauna a fost o prioritate pentru mine și mă bucur că am avut șansa să activez în instituția de apărare, inițial ca specialist, șef de direcție, ulterior în calitate de viceministru și respectiv ministru. Victor Gaiciuc. La finalul ceremoniei, președintele Maia Sandu i-a înmânat lui Anatolie Nosatăi standardul Ministerului Apărării instituit prin decret prezidențial, iar fostului ministru Victor Gaiciuc i-a oferit o copie a acestuia. Tot săptămâna aceasta a avut loc ceremonia de numire în funcție secretarului de stat în domeniul politicii de apărare, planificarea apărării naționale și interoperabilității militare, Valeriu Mijă, și al secretarului de stat în domeniul resurselor sistemului național de apărare, dezvoltarea resurselor umane și învățământul în domeniul militariei, Sergiu Plop. Decizia a fost aprobată la 9 august curent în cadrul ședinței de guvern. Onor la independență. 3 decenii de independență în viziunea militarilor.
contextul marcării celor 3 decenii de la proclamarea independenței, continuăm rubrica Onor la independență. Pentru ediția de astăzi vă propunem spre audiție un monolog al capitanului Victor Timofeev, militar în brigada Ștefan cel Mare. Ofițerul, care este de o vârstă cu Republica Moldova, a vorbit despre anii frumoși pe care i-a trăit aici în patrie, decizia de a deveni militar și de a educa copilul în spiritul patriotic. Subiectul este realizat de studenta Diana Ciupercă. Pentru mine, ca pentru un militar, cuvântul independență are o însemnătate deosebită, deoarece eu, ca militar al Armatei Naționale și Armata Națională, este garant al independenței, suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova. Pe data de 27 august 1991, Republica Moldova a proclamat independență și a devenit un stat independent, suveran. Totodată și eu am fost născut în anul 1991 și am trecut toate etapele de formare a Republicii Moldova ca stat. Fiind copil mic, îmi amintesc clipe foarte frumoase. Eu am fost născut în orașul Chișinău și am trăit la bloc și îmi amintesc copilărie foarte veselă, plină de prieteni, plină de activități, plină de jocuri în curtea blocului. Eu, fiind copil, n-am simțit probleme economice care atunci existau în țară și cu care se confruntau părinții. Pe parcursul vieții am fost îndrumat de tatăl meu, care permanent opta pentru practicarea sportului, diferite forme de instruiri pentru mine. Atunci, la moment, fiind copil și neavând experiență, îmi părea totul dificil, îmi părea că nu îmi va trebui în viață. Cum aș vrea să-i spun mulțumesc pentru ceea ce au făcut, a chitat cursul meu de engleză, care mi-a prins foarte bine, odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, absolvind liceul teoretic Antioch Cantemir, am procurat o revistă, care se numește Abiturient, 2009, și mă gândeam pentru ce să optez. Și luând în considerație că cuvântul independență pentru mine la fel este un cuvânt deosebit, am optat pentru cariera de militar și am depus cerere pentru înmatriculare în Institutul Militar al Forțelor Armate al Republicii Moldova. De acum, următorii 12 ani din viața mea sunt legate de Armata Națională. În parcursul acestor ani am primit o instruire foarte bună în Republica Moldova și peste hotarele țării continui zilnic să contribui pentru independență, suverenitate și integritate teritorială a Republicii Moldova. 30 de ani în urmă, părinții noștri au optat pentru independența Republicii Moldova și eu, ca părintele actual la ziua de astăzi, continui să educ fiica mea cu spiritul de patriotism, să-i duc dragoste față de Republica Moldova, care este patria mamă. A menționat capitanul Victor Timofeev, militar al brigăzii Ștefan cel Mare. Scutul patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Recruții incorporați recent în batalionul 22 de menținere a păcii sunt pregătiți să poarte responsabilitățile de ostaș al Armatei Naționale. Timp de 4 săptămâni, tinerii veniți la oaste s-au familiarizat cu bazele artei militare, unde au studiat regulamentele din domeniu, instrucția de front, pregătirea tactică și medico-militară, dar și instrucția focului, care a culminat cu trageri de luptă la Centrul de Instruire al Armatei Naționale de la Dânceni. Cum a fost această perioadă pentru ei, ne spune Andrei Ghervas. La finele lunii iulie, în batalionul 22 de menținere a păcii, au fost încorporați peste 130 de tineri. În toată această perioadă, aceștia au depus efort să se adapteze noilor condiții, cum ar fi viața ca zonă și să deprindă abilitățile de militar. Băieții cu care am discutat ne-au comunicat că au însușit rapid materialul nou și au trecut ușor peste toate provocările armatei. Sunt soldat clasa 3 a Balan Victor. M-am adaptat foarte repede cu oamenii, deci comandanții, foarte ușor a fost. Am învățat foarte multe lucruri, trageri de foc. A fost foarte interesant. Sunt gata pentru jurământul militar. Aș vrea să rămân contract. Soldat clasa 3, Cirencu Tudor. Am venit la armată din dorință proprie. Am venit cu intenții de a continua termenul militar și după care să continui să rămân să lucrez pe contract. La condițiile noi m-am adaptat foarte ușor, pentru că înainte de asta am învățat la școală profesională și acolo tot eram în cămin. Eram colectiv mult și ușor să mă adaptez. Toți camarazii suntem ca frați deja. Îmi place foarte mult, pentru că aici face
facem fiecare zi pregătirea fizică, morală, spirituală. Fiecare zi practicăm sportul, luptele corp la corp. Avem alergări prin pădure, facem alergări la distanță pentru a face rezistența, pentru a fi puternici și pentru a ieși bărbați de aici. Sunt soldat clasa 3 ceban, din clasa 9 vroiam la armată și nu am avut vârsta. Am făcut o școală profesională 2 ani de zile. După asta am venit la armată. Cel mai tare ne-a plăcut când am efectuat tragerile, instrucțiile de front. Armata m-a făcut să devin mai responsabil, mai punctual, să ascult, să raportez când trebuie și cum trebuie. Părinții au reacționat pozitiv. Mama la început a făcut un pic de panică și după asta a fost tot normal. Am vorbit cu ea, am sunat-o. Mă numesc Doncic Nicolae, sunt soldat clasa 3. Tăticul meu a fost și el militar și asta mi-am dorit și eu. De când eram mic, bunelul a făcut serviciu militar. Și cred că asta vine din generație. O zi din serviciu militar trece destul de interesant. Toată ziua ședințe, înspre seară mai facem sport. Fiecare zi învățăm câte ceva nou. Spre exemplu, am efectuat tragerea din armă. M-am învățat gradele militare. Tinerii care nu s-au hotărât să facă serviciu militar, îndemn să vii aici, fiindcă aici devii cu mult mai responsabil, devii cu mult mai răspunzător pentru sine. Înveți lucruri noi, devii mai curajos, devii mai capabil de a face niște lucruri pe care la civil nu le poți executa și nici nu ai idee. Soldat clasa 3, Pușcaș Mihail. Am venit la armată din dorință proprie, fiindcă vreau să-mi fac carieră militară și doresc să înțeleg dacă mi este pe plac viitorul acesta. Și până când sunt de părere pozitivă, ne-am împăcat repede cu soldații și nu avem probleme între noi. Suntem uniți. La început îmi era greu să am deșteptare la orele 6 dimineața, dar peste o săptămână singur deja te trezești, fiindcă organizezi deja e dat. Îmi place viorarea dimineața. Tu ești de pe somn și începi să faci exerciții fizice ușoare și te trezești și ai energie pe toată ziua. Și asta e foarte plăcut și e foarte important pentru sănătate. Îmi place că militarii de pe contract ne înțeleg pe noi, ei înțeleg că noi suntem de pe civil, nu ne-am deprins cu regimul, nu ne-am prins cu răutățile și ei ne motivează. Ne explică ce e corect, ce nu e corect, cum ar fi mai bine. Au menționat ostașii. Potrivit comandantului de pluton, locotenent major Vlad Cervac, tinerii au manifestat interes față de domeniul militar și s-au implicat activ în activități desfășurate. Procesul cursului tânărului soldat s-a desfășurat destul de bine. Acesta a început la data de 19-20 iulie cu primirea militarilor noi recrutați din centrele militare teritoriale. Apoi s-a desfășurat pregătirea acestora. Primele 2-3 zile mai mult a fost bazat pe adaptarea cu regulamentele militare, instrucția de front și plus la aceasta pregătirea fizică zi de zi cu militarii noi incorporați. După aceasta s-a desfășurat ședință conform programului de instruire a batalionului 22 și s-a desfășurat anume la instrucția focului, pregătirea de geniu, pregătirea medico-militară, pregătirea de transmisiuni și pregătirea CBRN. Ca final, la instrucția focului, militarii au efectuat trageri de luptă, conform ședinței 1 inițiale, unde fiecare militar a avut ocazia să execute tragerea din pistolul mitralier AKMS, ca câte 5 cartușe asupra 2 obiective. Pregătirea militarilor noi în termen este destul de bună, militarii sunt activi la ședință, au dorință de a însuși noile materiale care este dat, sunt termeni necunoscuți pentru dânsi, sunt momente care nu le-au cunoscut până acum și nici nu au avut de unde să le cunoască, însă comandanța de grup împreună cu comandanța de plutoane depune efort asupra la cei ca ei mai ușor să adapteze și plus la aceasta să asimileze destul de bine materialul care este desfășurat de către aceștia. A spus comandantul de pluton Vlad Cervac. Ieri, circa 750 de militari în termen au depus jurământul de credință patriei în unitățile militare din garnizoanele din Chișinău și Bălți. Cu un reportaj de la ceremonie, revenim în ediția următoare. Șanse foaie verde, floare de rozachie. Eu plec mândru, dragă, și te las cu dor. Plec pe un an de zile la militerie, dar cum trece anul, vin și mă înfor. Plec pe un an de zile la militerie, dar cum trece anul, vin și mă înfor. 1, 2, 3, pășește-n marșul stajul. 1, 2, 3, cadența respectând. Maică și tăicuță, mi-a venit sorocul ca să-mi apără țara și al locul. Păstrezi iubitul jurământul care ni l-am dat sub stele pentru viitor. Nu te la
las la nimeni, ci te las iubirii. Dar cum trece anul, vin și mă însori. Nu te las la nimeni, ci te las iubirii. Dar cum trece anul, vin și mă însori. Un, doi, trei, pășește-n marșosajul. Un, doi, trei, cadența respectând. Maică și tăicuțe, mi-a venit sorocul. Să-mi apără țara și al meu. Și-a depășit propriile limite, demonstrând că militarii armatei naționale pot ține piept tuturor provocărilor. Vorbim despre locotenentul Alexandru Nosatăi, militar al brigăzii 2 Infanterie Motorizată și absolvent al cursului Ranger, unul dintre cele mai dure cursuri din SUA. Timp de 62 de zile, ofițerul nostru alături de 500 de militari din Statele Unite, inclusiv 6 internaționali veniți cu aceleași scopuri din România, Thailanda și Kenya, au demonstrat că sunt luptători și puternici. Totuși, la finele concursului au ajuns militarii care au reușit să devină cea mai bună versiune a lor. Mai multe despre cursul Ranger ne spune Alexandru Nosatăi într-un subiect realizat de studenta Vera Bivol. Cursul de Ranger este esențial pentru un comandant infanterie. În armata americană este un curs indispensabil, deoarece pe perioada acestui curs ești învățat să ai capabilitatea de leadership pentru a finisa o misiune cu oameni care sunt foarte obosiți, flămânzi și care doresc pur și simplu să doarmă și să mănânce. Și tu trebuie cumva să găsești cum să-i motivezi pentru a ajunge la acest scop și la acest numitor comun și a îndeplini misiunea. A fost atât o testare pentru mine personal, cât și atât pentru efectivul pe care l-am primit acum. Am gândit că dacă voi fi în stare să-mi găsesc limitele personale, voi fi conștient de ceea ce pot face și de ceea ce nu pot face. Cred că sunt pregătit pentru a conduce efectivul în situațiile în care nu este totul favorabil și atunci când este nevoie de un pic mai mult de motivație din alte părți, nu numai din interiorul soldatului. Cursul Ranger este împărțit în 3 faze și implică o mulțime de activități, iar cel mai important lucru este că te face să-ți aduci la un nivel cât mai înalt capacitățile de lider, spune ofițerul. Prima fază este compusă din mai multe testări fizice și testări de competență militară, precum ar fi pregătirea fizică, topografie, marșurile forțate, toate aceste activități sunt desfășurate pe nu foarte mult somn și încă mai puțin mâncare. Odată ce ai trecut de prima săptămână în care majoritatea oamenilor pică, te duci în Fort Benning, unde desfășori misiuni la nivel de grupă. Apoi, dacă ți-a mers și ai trecut mai departe în munți și în mlaștini, misiunile sunt la nivel de pluton. Pe perioada acestor faze, primești notă ca un comandant în timpul a 2 misiuni. Dacă treci măcar una, treci mai departe în faza următoare. De asemenea, la sfârșitul fiecarei faze, există un vot comun și acei oameni care nu și-au dat tot efortul și asta a fost vizibil, oamenii votează că e să plece acasă. Și respectiv trebuie să reprezinți colegilor tăi că ești dornic de Ranger Tab. Alexandru Nosatăi susține că pe tărâmul american a deprins multe lucruri importante și necesare pentru pregătirea unui militar, iar pe parcursul activității în armată le va pune în aplicare. Am învățat lucruri precum coborârea munților cu ajutorul frânghiilor și sistemelor complexe de frânghii, agățarea oamenilor care au fost răniți de elicopter cu ajutorul frânghiilor, tot așa în munți. Când eram în Florida, am învățat construirea unui trecuș prin apă ca să treacă întregul puton când este prea adânc ca să mergi prin el. Și apoi, pe lângă asta, am făcut misiuni, mai mult raid și ambuscada. Misiunile erau executate de oameni care erau mai obosiți ca de obicei, fiindcă în majoritatea zilelor dormi aproximativ 2 ore pe noapte. Și atunci când omul este obosit, reacționează un pic altfel și un pic mai lent. Respectiv, asta și este greutatea Rangerului, că este un curs care îți testează atât tărie de caracter, într-atât și tărie fizică. În context, militarul a subliniat că datorită cursului de Ranger va deveni un bun lider și un ofițer peste medie. Făcând academie în Statele Unite și mai ales fiind ofițer în infanterie, am fost crescut cu ideea că cursul de Ranger este indispensabil pentru a fi un comandant bun de pluton. Cu toate că această valoare nu este într-atât de înaltă în armata Republicii Moldova, fiindcă fără Ranger Tab o să ai pluton, însă
viață. Mentalitatea mea a fost următoarea. Este un test pentru mine și gândesc că odată ce voi trece și de cursul de ranger, voi fi un lider mai bun pentru efectivul meu. A menționat Alexandru Nosatăi, absolvent al cursului ranger. Aici încheie ediția din această săptămână. Ne auzim sâmbăta viitoare cu alte noutăți din viața armatei. Alături de voi au fost Steluța Moscalciuc și Domnița Jechiu. În câteva clipe începe cronica săptămânii, așadar rămâneți aproape!